Ancheta la mina de uraniu Crucea din Suceava. Un miner a fost rănit la cap de un bolovan desprins de pe tavanul minei. Starea ortacului este stabilă, dar rămâne internată în Spitalul Județean pentru mai multe investigații. Un bărbat în vârstă de 52 de ani care lucrează la exploatarea de uraniu de la Crucea a suferit un accident de muncă chiar la ieșirea din tură. Un bolovan desprins de pe tavanul minei l-a lovit direct în cap. Bărbatul a avut și un pic de noroc. Acesta purta cască de protecție, gravitatea impactului fiind diminuată. Persoana accidentată, un bărbat în vârstă de 53 de ani din Broșteni, la Spitalul Județean Suceava, secția neurochirurgie. Evoluția sa este pozitivă, este foarte bună, se plimbă. Deci, în afara oricărui pericol, evoluția sa este pozitivă. Asta pot să vă spun la momentul ăsta, chiar de dimineață. Mi s-a transmis și mie această informație. Eu am tot văzut că, mă rog, s-a transmis pe media afară, de acolo a fost perioada și s-a tot umflat că l-am luat cu elicopterul, că-i dus nu știu pe unde, mă rog. Deci la acest moment este în afară oricărui pericol. Bărbatul se află la Spitalul Județean Suceava, unde îi se acordă îngrijiri medicale. În acest moment, starea ortacului este stabilă. Pacientul în vârstă de 53 de ani a fost transferat la Spitalul Județean Suceava în urma unui accident de muncă cu traumatism cranian și cervical. În urma investigării computer-tomografice s-a constatat că la nivelul craniului nu existau leziuni deosebite. De asemenea, coloana cervicală nu prezenta modificări osoase. În schimb, era o contuzie medulară, pacientul manifestând tetrapareză la momentul prezentării în spital și de aceea a rămas internat în secția de neurochirurgie. În momentul de față a recuperat funcția motorie, pronosticul este favorabil și zilele următoare va fi externat. La mina de uraniu de la Crucea a fost demarată o anchetă pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Poliția orașului Frasin a fost sesizată cu privire la faptul că la Spitalul Județean de Urgență Suceava a fost adus pentru investigație un bărbat de 52 de ani din orașul Broșteni, victima unui accident de muncă la mina Crucea Botoșanu. Din primele verificări efectuate de polițiști s-a stabilit că cel în cauză este angajat ca miner la mina Crucea Botoșanu, iar în jurul orilor 12, în timp ce lucra în schimbul 1, i-a căzut un bolovan desprins din tavan în zona capului, acesta purtând cască de protecție în momentul evenimentului. Bărbatul a mers la Spitalul Municipal Vatra Dornei, ulterior fiind transferat la Spitalul de Urgență Județean Suceava pentru investigații amănunțite. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și sub aspectul prevederilor legii 319 pe 2006 privind protecția la locul de muncă, urmând ca prin unitate de parchet să se dispună procedural.